pentru a ajunge la o soluție sustenabilă și rezonabilă. Vedem imediat, dacă ne apropiem de soluție, să explicăm un pic atentatul ăsta, ce-i cu el, pentru că apar noi informații după ce convoiul președintelui autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a fost atacat astăzi, bodyguardul lui Abbas a fost împușcat, atacul a fost revendicat de o organizație numită Fiii lui Abu Jandal, care ar fi vrut ca Abbas în 24 de ore să manifeste o poziție mult mai fermă împotriva Israelului, cu care e acuzat că ar colabora, că e un fel de complice al acțiunilor Israelului. Vorbim de Cisjordania aici, acolo unde Abbas controlează ce mai poate controla, pentru că în Gaza nu e cazul. Cei cu are genul ăsta de tentativă de asasinat, domnule Popescu, potențialul să inflameze? Nu, dar arată radicalizarea unor largi segmente ale societății palestiniene, fie că vorbim de Gaza, fie că vorbim de Cisjordania. Vedeți că Hamas nu a fost singur. A avut un aliat mai mic. Hamasul are legături cu anumite state, adică există și un aliat care este mai rău decât Hamas, pentru că există nuanțe care merg spre mai rău, este Jihadul Islamic Palestinian. Problema chestiunii palestiniene este că, pentru că terorist a fost și Yasser Arafat, pe urmă a fost recunoscută ca autoritate statală, a fost acceptat de comunitatea internațională. Dar Arafat nu avea înveliș religios. În acest moment, chestiunea palestiniană a îmbrăcat o haină islamistă, religioasă, civilizațională. Acesta este un mare pericol. Noi trebuie să ne de Abbas îl lăsăm la o parte, pentru că aproape că nu mai contează. Este un om de aproape 88 de ani. Susținut într-adevăr de Israel, acum noi trebuie să ne întrebăm și la anumite greșeli strategice, pentru că, vedeți, eu așa am studiat cel puțin la istorie, poate o fi o greșeală, dar există formula timpului lung, anumite greșeli în istorie, nu apar evenimentele așa. De ce s-a radicalizat populația palestiniană? De ce extremiștii palestinieni, de pildă, pentru că aici am mai spus-o, suntem în crima din Orient Express a Agatei Christie. Toți din trenul Orient Express, din Orient, aveau interes, erau responsabili de această crimă. Da. Absolut, absolut. Prin urmare, consilierii lui Yasser Arafat, după moartea lui Yasser Arafat, care militau pentru pace, au fost omorâți de extremiștii palestinieni. Yitzhak Rabin, nu vă mai spun de cine a fost omorât. Haideți să ne uităm pe urmă la Gaza. De ce a fost favorizat Hamas? Cum ajungeau banii Qatarului în Hamas, că doar nu-i luau de la bancomat, ajungeau pe aeroportul Ben Gurion, erau escortați, erau duși la frontiera cu fâșia Gaza, preluați de serviciile egiptene, pentru că Egiptul era foarte prezent, și dați funcționarilor, liderilor mișcării, tipurile de acolo, da mișcării Hamas. Și probabil bănuim să apoi, făceau niște rachete. Da, Iranul, care a căpătat, pentru că dezinteresul țărilor arabe, care erau împotriva Hamasului, interesate, bineînțeles, de normalizarea relațiilor cu Israelul, pentru că au la bază principiul de politică externă și Arabia Saudită și Emiratele și Bahreinul și Iordania și Egiptul, inamicului meu este prietenul meu. Inamicului meu, adică inamicul Iranului, este Israelul, singura putere militară credibilă care să țină în șac Iranul, având și 100 de ogive nucleare, nu mai vorbim de capacitățile absolut admirabile din punct de vedere convențional. Transferul de tehnologie israeliană, de echipamente către anumite state arabe care le-au ajutat nu numai în competiția să țină la distanță, la respect, Iranul, dar de pildă pe Maroc sistemele israeliene îl ajută să țină la distanță respectabilă vechile tancuri de sorginte sovietică, rusească ale Algeriei, dar iată că tot acest joc, și bineînțeles au sacrificat chestiunea palestiniană, s-a întors împotrivă, pentru că, vedeți, strada arabă este sensibilă la... Și de acolo cresc, iată, da, și mai este și o dimensiune internă, dacă îmi permiteți. Terorismul este un mijloc de legitimare în lumea musulmană pentru curentele radicale.
din păcate. Asta este și o luptă internă și vedeți că e greu să o rezolv, pentru că uitați-vă în Afganistan, americanii au stat 20, și occidentalii 20 de ani, au cheltuit cât PIB-ul Italiei, 2000 de miliarde, și avem din nou pe talibani la putere.